Da, bună ziua, bine ați venit! Astăzi este un eveniment mai interesant, să zic așa, legat de partea de digitalizare și de, în special, în zona de digitalizare cu fonduri europene. Avem informații foarte importante, chiar recent s-au anunțat niște date importante pe partea de digitalizare. Îl avem alături de noi pe Răzvan Gălățan, care este expert și director operațional la Goodwill Consulting. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să începem conferințe fizice. 2 ani de zile doar pe ecran m-am văzut cu lumea, am ținut webinarii, așa că e bine că am revenit la normal. Ok, deja m-a prezentat Nicu. Eu sunt Gălățan Răzvan, lucrez în domeniul fondurilor europene de peste 8 ani. De 2 ani de zile sunt director operațional al companiei, practic conduc tot ce înseamnă compania de consultanță. Câteva date despre firma noastră, avem peste 2000 de proiecte aprobate, peste 300 de milioane de euro trași pentru clienții noștri, avem acoperire națională, avem 8 birouri și avem peste 14 ani de experiență pe piață. Aici sunt câțiva dintre cei mai importanti clienți cu care noi am colaborat. Bineînțeles, fiecare client este important pentru noi, dar acestea sunt așa referințele cele mai sonore. În primul rând avem programul de digitalizare, program care va fi dedicat pentru digitalizare. Să știți că n-am mai avut programe de genul ăsta de prin 2012, adică te puteai digitaliza, dar prin alte tipuri de programe, prin Board 2.1, prin Board 2.2, dar nu era un program dedicat exclusiv pentru digitalizare. Vom avea un buget de 315 milioane de euro și o valoare a finanțării nerambursabile cuprinse între 30.000 și 100.000 de euro. Partea cea mai interesantă este că va fi o cofinanțare din partea dumneavoastră de doar 10%. De ce zic foarte interesantă? Pentru că pe viitor nu vom mai întâlni de foarte multe ori astfel de finanțări. Avem o nouă hartă ajutoarelor și practic, pe noua hartă ajutoarelor, maxim 80% pot obține micro-întreprinderile pe anumite județe. Deci o finanțare de genul ăsta, 90-10, vom mai prinde foarte rar. Foarte, foarte rar. Cheltuielile eligibile sunt cele despre care a discutat și Nicu. Practic, acele cheltuieli erau extrase din ghidul acestui program de digitalizare. Și din punct de vedere al eligibilității, vorbim de IMM-uri, adică firme până la 249 de angajați. Vorbim de firme care nu desfășoară activitate în domeniul TIC, deci foarte important, firmele care au autorizate codul CAEN de sector TIC nu sunt eligibile pe acest program. Deci noi nu putem pune. Noi nu, tocmai în ideea ca să nu fiți și furnizori în cadrul programului, nu știu, să nu vă furnizați voi singuri soluția IT. În schimb, sunt programe destinate firmelor din domeniul IT pe care se pot crea, nu știu, softuri. Am văzut câteva exemple din POC, vom avea și acum un program similar, nu se mai numește POC, dar tot pe zona asta va fi. Ok, deci firmele care sunt din sectorul IT și cum se verifică după coduri autorizate. Dacă a fost cod autorizat, atunci deja e o problemă de eligibilitate. Să fie înregistrat profit în exploatare la 2019. De ce se a 2019? Pentru că vorbim de ultimul an înainte de pandemie. Deci, practic, vom vedea la foarte multe proiecte an de referință 2019, pentru că se verifică anul în care firma a funcționat în condiții normale. Și, bineînțeles, trebuie să nu se încadreze tot așa la anul 2019 în dificultate. Dificultatea, pe scurt, capitalul propriu negative care să nu poate fi acoperite de profitul reportat. O altă condiție destul de importantă de eligibilitate, media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani determină finanțarea maximă. Deci dacă media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, să zic, este 100.000 de euro, atunci finanțarea poate fi maxim 50% din această medie, adică 50.000 de euro. Dacă depășim media 200.000 de euro, atunci luăm 100.000, nu ne mai interesează să vedem cât a fost. Pentru firmele care nu au 3 exerciții financiare încheiate, poate fi luat în calcul ultimul exercițiu financiar sau ultimele două, deci în funcție de vechime. Nu se solicită minim 3 ani vechime, dar dacă sunt 3 ani de vechime, atunci se iau ultimii 3. Dacă sunt 2, se iau ultimii 2 și tot așa. Din punct de vedere al criteriilor de selecție, nu vor fi finanțate în principal proiectele simple. Adică cine propune doar laptop și un Office și un Windows,
va fi dezavantajat, vor fi avantajați cei care vor propune și soluții inovative, ERP-uri, RPA-uri, Internet of Things, realitate augmentată. Practic, așa va fi grila de selecție în funcție de gradul de digitalizare și de cât de complexă și inovativă este soluția propusă prin proiect. Din punct de vedere al lansării, dacă până acum de câteva zile nu aveam o dată clară, acum avem o dată clară, iulie 2022 vom avea ghidul și în data de 30.09.2022 vom avea lansarea programului. Deci asta este data oficială, a apărut acum la minister, ne putem baza pe ea. Așa, de reținut. Și aici e foarte important câteva puncte pe care am considerat că e important să le reținem. 1. Oferim pachetul digital. O să vedeți tot mai mult în următoarele proiecte care se vor lansa de către guvern și nu numai, acest voucher de digitalizare. Ce înseamnă de fapt? Înseamnă că fiecare proiect trebuie să aibă acea componentă de digitalizare. O să vină Startup Nation, de exemplu, cu 25.000 de lei pachet digital. Adică în proiect trebuie să ai 25.000 de lei în zona de digitalizare. Noi avem deja pregătite pachetele, sunt în funcție de mărimea firmei, în funcție de mărimea business-ului, se pot discuta cu colegele mele și se pot direct pune în proiect. Încă un lucru foarte important. Elaborare ofertă tehnică conform proiectului de finanțare. Foarte mult ne-am întâlnit în anii anteriori cu clienți care puneau oferte gen de pe diferite site-uri și marea problemă care era de fapt? În momentul când acel proiect se aproba, nu mai avea de unde duce produsul. Adică efectiv acel produs sau nu era, sau era deja alt preț. Și pe mulți clienți i-a încurcat enorm de mult. Trebuia să facă o groază de justificări la autoritate ca să schimbe produsul. Deci e foarte important această elaborare de ofertă să fie ok. Și încă un lucru care o să întâlniți tot mai mult în proiectele care o să vin acum, partea aceasta de grad de inovare și competențe digitale. Atenție, nu-i de ajuns să pui un echipament și un soft împreună și gata, a făcut inovare. Nu e așa. Trebuie puțin discutat, un flow de lucru, ce ai în firmă, ce se întâmplă, unde vine inovarea. Hardware și soluții inovative. Și aici intră partea de roboți, process automation, realitate augmentată, inteligență artificială, blockchain. Încet, încet se dezvoltă și tehnologii în zona blockchain, care se pot implementa și în firme, bineînțeles. Și securitatea IT și backup. Atenție, de când a pornit în februarie, foarte multe atacuri cibernetice sunt. Foarte mulți, noi am văzut și colegii mei au acces pe anumite firewall și văd logurile de atac, efectiv. Deci, te miri când vezi cât au crescut încercările de atac. E foarte important să vă protejați business-ul și dacă tot faceți un proiect, includeți și o parte de securitate IT. Pentru că dacă acel proiect reușește, o să aveți și nevoie să fie protejată rețeaua, să fie protejat business-ul. Să nu fie down, că se întâmplă, Doamne ferește, vine un atac cibernetic și îți dă down, îți dă jos toată structura. Nu poți funcționa 2-3 zile. Ce se întâmplă atunci? Așa, cam atât am avut din partea noastră, One IT. Practic, noi ajutăm companiile, organizațiile să se dezvolte prin intermediul tehnologiei.